despărțirea de George Burcea înseamnă și un moment de reflecție pentru Andreea Bălan, iar amintiri dureroase din trecutul său au ieșit la iveală. Vedeta a întâmpinat greutăți de mică în relația cu partea masculină prezentă în fiecare etapă a vieții sale. A avut un tată autoritar și rece, care o muștruluia tot timpul. Mai apoi, la maturitate, artista s-a confruntat cu unul dintre cele mai negre scenarii din viața unei femei, trădarea și infidelitatea. Andreea a trecut prin momente cumplite la despărțirea de bărbatul iubit, Cheo, cu care a trăit 8 ani din viață. A crezut, la un moment dat, că și-a regăsit echilibrul, dar destinul a încercat-o din nou, despărțirea de George Burcea devenind o tristă realitate. Dar Andreea încearcă să meargă mai departe și face tot posibilul pentru asta. Iar în această perioadă de criză medicală critică, vedeta este acasă, împreună cu fetițele. În ultima perioadă, datorită izolării la domiciliu, Andreea și George au început să comunice mai mult la telefon de dragul fetelor. El îi cere Andreei poze cu cele mici, sună și vrea să le audă, uneori sună și cu video pentru a le vedea. Fiecare se obișnuiește cu situația încetul cu încetul și vor îngropa securea războiului, virgule, au declarat apropiația Andreei pentru Impact. Ero, de ce, tati? Punct. Andreea Bălan și-a amintit și un episod îngrozitor din viața ei, petrecut în urmă cu mult timp. A primit corecții fizice din partea tatălui său, mărturisind că a fost vorba despre o chestiune moștenită din generație în generație. Am încercat să vorbesc cu tata, dar este o chestie moștenită din generație în generație. El mă bătea, iar mult timp l-am blamat. Acum, în ultimii ani, l-am înțeles, pentru că s-a face asi tata lui Sia s-a credea că este bine. De ce trebuia să mă abat în casa de cultura? De ce, tati? Virgule, dar asta știa el, asta a fost educat, virgulă, a spus Andreea Bălan.